Cu doar 3 zile înainte de deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă, flacăra olimpică a ajuns la Maikop, aflat la peste 300 de kilometri de Sochi. Sute de oameni au venit să vadă torța de aproape trecând prin orașul lor, iar evenimentul a fost marcat cu diverse spectacole artistice. Torța va ajunge astăzi la Krasnodar, iar mâine la Sochi, orașul care găzduiește cea de-a 22-a ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă. Călătoria de 4 luni a torței organizată de Rusia este cea mai îndelungată din istoria Olimpiadei. În acest timp, flacăra a ajuns chiar și în spațiu.